28 iunie 2024, am venit la Albina după 24 de ore să verific infestarea cu varroa la cele trei colonii. Să vedem rezultatul formicului dat până la această dată. Mergem un pic la soare ca să vedem. Aici nu prea se vede. Să văd ce eu primi varroa anul ăsta. Așa. Deci, în această colonie nu văd. Nu văd nici măcar unul. Deci, rezultatul la formic este foarte bun. Ba da, am văzut unul, sau nici ăsta nu-i varul. Nu, am crezut că e varroa. Nu e. Mă vreau și eu să văd un varroa anul ăsta. Îl deschidem pe al doilea. Aici mai sunt viermi. Cum se adună ceara. Pe fund am curățat, am mai căzut, dar totuși așa să văd și eu un păduche. Dacă nu văd la ăștia trei, în urma flumetrinei, măcar unul ar trebui să fie, înseamnă că acidul formic și-a făcut treaba. Este foarte important să ținem varroa sub control. Deci nu este. Nu este. E spectaculos. Deci este într-adevăr spectaculos să nu fie varroa la ora asta. Eu mă așteptam acolo la 2, 3, la 5, la 10, dar să nu văd niciunul. Bine, asta e un viermă, molie. Ăsta ar fi dezavantajul fundurilor antivaroa. Cade ceară pe jos și acest vierme secretă un acid care penetrează lemnul. Și dacă penetrează lemnul, penetrează și polistirenul. Bun, dar scopul era varroa. Ne uităm și la al treilea, acolo sunt două bene spuse. L-am scos și pe al treilea. Chiar e curios, mă, măcar unul, mă. Chiar toți să-i prinzi sub căpăceală la ora asta ar fi ceva, dar nu este, nu este, nu este, deci nu este niciunul măcar. Bine, acum este important să nu fie, vă dați seama că în următoarea perioadă vine creșterea aceasta de puiert, care va intra în iarnă, nu mai e mult până când va fi acest lucru. Sincer, mă așteptam măcar la un păduche, să văd măcar unul. Bun, deci își face treaba acidul formic, putem sta liniștiți, avem aceste trei colonii. Continuăm cu formicul și următorul pas, adică următorul examen va fi la iarnă, adică la iarnă, la toamnă, în octombrie, în lipsa puietului, și atunci voi da flumetrină, atunci voi da la toți. Acum nu văd rostul să dai flumetrină dacă nu-ți cade păduți. Calculul la ora actuală era de 20%, adică cât scad acum, adaugi, deci dacă cădeau 5, trebuia să fie măcar 100, să zic așa, sub căpăceală, dar nu, totul este în regulă.
Bine, cam atâta. S-a văzut rezultatul. Mai facem lucrări. Până data viitoare, numai bine!